Val de incendii de vegetație în mai multe zone din țară. Oamenii s-au apucat să dea foc resturilor de vegetație de pe terenurile agricole, iar vântul puternic din ultima vreme a favorizat extinderea flăcărilor. Focurile au fost puse intenționat pentru curățarea terenurilor de vegetație uscată în scopul pregătirii pentru lucrările agricole de primăvară, dar au izbucnit și de la mucuri de țigară aruncate la întâmplare. În doar 24 de ore, în mai multe comune din Bihor au avut loc 10 astfel de incendii, care au mistuit peste 65 de hectare de teren. Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară. În cazul efectuării igienizării terenurilor prin ardere, este obligatorie obținerea acceptului de la Agenția pentru Protecția Mediului și a permisului de lucru cu focul. Pompierii avertizează că în lipsa acestor aprobări, incendierea vegetației se consideră contravenție și se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.500 de lei.